Salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit la un nou minunat episod de Prin Pădure! Aparent, checkpoint-ul ăsta este cu mult în spate de unde am rămas eu data trecută, dar nu are importanță pentru că voiam să vă arăt ceva ce aparent am ratat. Ia să vedem aici, nu aici. Hello? Nu e nimeni aici. Aici am intrat și parcă n-am găsit nimic interesant, n-am putut să... Oh, și ce mă întreb dacă pot să... Nu pot să mă... Târăsc pe sub lemnul ăla ca să ajung în locuri necunoscute. Ce-i acelea? A, nimic, eu doar o casă stricată. Bun, ce am ratat? Păi uite, am uitat să intru în casa asta aparent. Sau am intrat, dar n-am văzut că, uite, acelea e ceva, nu știu ce e asta. Text. A ram's horn. A Skeladion and the princess. Brothers, I found a ram's horn. Ok. Și la ce mă ajută pe mine acest corn de berbec sau de țap sau de... Cine știe? Uite, bă! Foarte interesantă ustensilă. Un ceaun fără fund. Imbecilii. Fac ceaunuri fără fund. Ok, so, cam asta ar fi singura chestie de pe acelea. Mă întreb dacă pe aici am mai ratat ceva, dar nu cred. Bun, ar trebui să mă duc iarăși în direcția în care mergeam data trecută. Pentru că sunt sigur că voi găsi niște chestii foarte interesante, cred. E pe aici ceva? Mamă, uite și tu cât de puțin să lasă. Ia, fii antenă, da? So. Bravo. Așa, fă twerk. Fă twerk, baby, ia. Twerk. Ok. Aici nu e nimic. Da, nu știu exact dacă acel corn de țap este important, dar am ținut morțiș să vi-l arăt și să-l iau, pentru că cine știe, poate va fi folositor la un moment dat. Aici este acea notă despre omul care vine și fură copii. Ai... There was a folk tale in the town where I was born, about a man called Old Eric. Zici că e un fel de coif. Extraterestru. My parents used to tell me that I had to be good or Old Eric would come and take me. Mhm. Da. It didn't even cross my mind that the person in the journal could be the same man from the folk tales. Avem și noi de astea în România, știi că dacă nu ești cu minte, te vine baba clonța și te ia din fântână, da. Nu te ia pe tine din fântână, ia-i din fântână și vine și te ia și te bagă acolo așa. Nu știu, acum poate crede că ai nevoie de o baie sau cine știe. Poate e o tanchi de treabă, baba clanța aia. Săracii copii chiar cred așa ceva. Săracii de ei. Sincer să fiu, am început să cred, asta ca o paranteză, că toate chestiile astea, că vine să te ia baba clanța, Moș Crăciun există și intră pe gaura chei, sunt atât de puierile încât cred că se joacă puțin cu mințile copiilor. Eu aș vrea... ca toată lumea să-și educe copiii și să înțeleagă copiii că nu există asemenea lucruri, dar... sunt o grămadă de coifuri aici care probabil sunt făcute pentru niște extraterestri, din câte vedeți arată foarte, foarte ciudat. Și acum am ajuns aici unde eram data trecută și iată, uite, drumul se bifurcă și se trifurcă și se duce la mama dracu și nu știu pe unde să merg, pentru că sunt multe chestii pe aici. Pot să intru aici? Hello? Uite... Așa frumos e acelea. Uite, se aude un țambal de la neacordat. Aici ce scrie? Text. Find a glimmer from the watchtower in the night. Must be that strange wrecker man lighting his lanterns again. It's called around dark. Grip me bow tighter. Wow, ce asta? Pirate speak. But he's the only one who keeps the passage and carries off the dead. He's been doing it longer than anyone can remember, so no one knows why. Ok, foarte interesant, dar mă ajută și pe mine asta la ceva? Adică dacă vreau într-adevăr să înțeleg povestea, bănuiesc că ar trebui să citesc. Cum dau și eu pentru jurnal? Pe L, pe M, pe Q, pe Z, pe Space, Ctrl-Alt-Delete, no? 1, 2, 3... Păi aparent nu prea am multe butoane de folosit în jocul ăsta, ceea ce e bine. Uite, acelea e un... market de oase de pește. Probabil erau pești la un moment dat, dar acum au rămas doar oasele. Mă, și ce-i cu atâtea coifuri făcute pentru extraterestri să-mi bat piciorul? What the fuck? În fiecare casă de asta găsești câte ceva?
Nu, aparent în asta nu e mare lucru. Deși trebuie să te apropii foarte tare de chestii ca să le vezi, ceea ce mi se pare cam bullshit, știi? Pentru că atunci când am intrat în casa aia, probabil am intrat, nu am văzut hornul ăla pentru că m-am uitat de la distanță, n-am văzut că, bă, uite, aici ai item, știi? Ceva acolo așa, știi? Dar aparent nu era. Și nu uitați, oameni buni, să lăsați și voi un like acestui minunat episod și nu uitați că în descriere aveți link-uri către contul meu de Instagram, pagina de Facebook și grupul de Steam. Și de asemenea un link care o să vă arate cum scăpați de cancer. Bun, 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 bun. Oh, mă întreb dacă e ceva pe aici. Stai o secundă, pot să intru tocmai pe partea asta și apoi să... Ei, hey, aparent așa e. E o ușă... Nu. No. Ușa asta nu se poate deschide, ok. Cancerul e foarte rău. Din păcate e foarte necesar. Și nimeni nu vrea să moară. Dar până la urmă trebuie să ne împăcăm cu ideea că trebuie să murim pentru că, uite, deja suntem cam mulți. Ce e asta? Ce Dumnezeu e? Chiar așa, Espen, vin, dar ce e asta? The fuck? Băi, stai, vreau să... Bă, vreau text! Băga-mi și ciora, am apăsat pe Q. Reflectoare? Ce patetic e plodul. Reflectoare. Fă-mă și tu colecție de... Fac, mă, nec aici. Oh. Oh. Interesant, da, i-a lăsat reflectoare. Ca în Hansel și Gretel când au lăsat organe de animale, da. Stai, n-au lăsat organe de animale? Ce ziceți că au lăsat firmituri de pâine? Asta e patetic, firmiturile de pâine ar fi putut fi mâncate de ciori și de chestii. Normal că au lăsat organe de animale moarte, ca să nu se atingă nimeni de ele. Mă întreb dacă pot să urc pe aici. Damn, fă, nu pot să urc niciun deal. Bravo. Da. Bun. Și ce spuneam? Da, sigur, nimeni nu vrea să moară, nici eu nu vreau să mor, dar dacă e să mor, mă voi gândi, știi ce? Fac un bine lumii ăsteia, pentru că... Deci dacă nu știți, trăim într-o perioadă în care multe urmează să se schimbe și mă bucur că pot să fiu martor la așa ceva. Urmează să fie o revoluție, din câte îmi imaginez eu și nu mă gândesc la revoluție de aia de ies oamenii în stradă, ci o revoluție tehnologică. Foarte, foarte multe chestii vor deveni automate, oamenii nu vor mai putea munci pe acele poziții de muncă pentru că totul va fi automat și... Hey, checkpoint! Ce drăguț arată! Și va fi nevoie să se reprofileze, dar având în vedere că... Ce? Având în vedere că nu vor mai exista multe locuri de muncă pe care să te reprofilezi și alea vor fi pline de oameni, ceva va trebui să se întâmple. Ceva va trebui să se întâmple clar. Pentru că situația n-arată roz dacă nu se întâmplă ceva. Dar eu cred că se va întâmpla și cred că va fi minunat. Cred că ar trebui să vină timpul ăla în care oamenii poate să trăiască bine fără să tragă ca animalele timp de o viață pentru o casă. Sau am intrat acelea aparent într-o peșteră și vine ploaia, ceea ce mă întristează, bă, dar eu am asta de... shit, man, holy fuck. Culorile erau cam galbene și am zis, stai o secundă, am sunset screen-ul activat. Oh my fucking god, a stricat podul. Too far to jump. Bă, sărituri de alea fac eu în cutia cu nisip, mă, a pisicii. Shit. Tu nu poți să sari atâta, ai de capul tău. Ok. Bun, 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 bun. Pot să fac ceva pe aici, sunt chiar foarte curios. Hello. Hello. Chestii și pietre. Uite, mă urc pe pietre. Măcar pe pietre pot să te urci. Pot să... Ah, nu poate să urce mai sus de atât. Mă întreb dacă are viață infinită sau poate să moară, pentru că... Adică, e un joc. Desigur că s-ar putea să fie făcut jocul astfel încât să nu te poți arunca de nicăieri, ci pur și simplu să urmezi un path liniar, ca să spun așa. Ia, uite-te la mine. Opa, mă blochez în cheie, trebuie da. Ce a fost asta?
Ai spus ceva, piatră, ce ești? Ești o piatră, nu spune nimic. Ok, păi bănuiesc. Oh, that's Eskrin's flashlight. Unde că nu văd? Oh, acele... Oh! Wait, what the fuck? Nu e flashlight, ai... Ah, e o întreagă haină. Asta e trist. Don't you hurt him? Don't you hurt him? Dan. I'm coming, Aspen. I'm coming. Săracul copil. L-a dezbrăcat de haină și-i frig afară. Că suntem în Norvegia de... Est? Am uitat. Am uitat în ce fel de Norvegie suntem în jocul ăsta, dar suntem în Norvegia, asta este clar. Loading screen-urile astea mă termină. La un moment dat am văzut un video în recomandatele mele. Ce se întâmplă când... Mă rog, în engleză, desigur. Ce se întâmplă când jocurile se încarcă. Și chiar sunt foarte curios ce se întâmplă și de ce le ia atâta. Bun, păi bănuiesc că asta e ieșirea din peșteră, dar nu pot să mă mai întorc. Nu pot să mă mai întorc. Hei, am luat flashlight-ul, mă întreb cum... Ah, nice. Spen must be cold without his jacket. Da, When I saw Espen's jacket there on the ground, I felt like something inside me broke. Oh my god, I suddenly realized that this was really happening. He'd been taken from me. His coat, his little coat, lying in that dark place. I was his mother. I was supposed to protect him. He trusted me. And I let him down. Sad. So many times before. What the f... Ai o maimuță? Hello. I would find him and I would bring him back. Maimuțico? I just hope that was a promise I could keep. Măi, mă, maimuțica aia. The fuck, sunt maimuțe în Norvegia? Eu credeam că maimuțele sunt numai în pădurea tropicală. Desigur că mai sunt și în alte locuri. Glumeam, oameni buni. Dar... Norvegia. Norvegia e un loc unde sunt bizoni și capre de munte, nu maimuțe. Pot să mă arunc în apă, nu pot să mă arunc în apă. Stai o secundă, asta e o barcă. Și unde trebuie să merg acum mai exact? E bine totuși că am o lanternă și că se întunecă și... E bine că mi-a lăsat o mie Espen ăsta. Și vrea să vin după el să-l caut fără lanternă, dar ce sunt eu, liliac? Să țip ca să văd dacă sunt chetre în față. Ah! Ah! Ok, aparent e o piatră aici. Ok, stai așa. Ah! Ok, și aici e o piatră. N-am deschis ochiul să mă uit. Nu. Bun, băi, hai mă, trebuie să merg undeva, dar nu-mi dau seama unde. Sau drumul duce pe Cilia. E normal, trebuie să-l urmezi. Și cred că duce acum în direcția asta, dacă nu mă înșel. A, uite pe aici. Sper să nu fie ceva super ascuns pe undeva pe lângă o piatră pe care va trebui să-l iau ca să pot să continui jocul mai încolo, pentru că ăla este pur și simplu un design prost la joc, să ascunzi lucrurile în niște... Ei, checkpoint! În niște locuri foarte ascunse și să te aștepți oamenii să știe că trebuie să caute pe undeva prin tufișul ăla de acolo, de exemplu, știi? Oamenii trec, merg, se uită ei cât se uită la tufișuri și la pietre, dar... Damn! Dar după... Oh, Jesus fucking Christ, se întunecă de tot. Sper că nu sunt un lupi în pădurea asta. Ei! Jesus! Ei, what the fuck? Am văzut piatra asta, am zis că vine ceva spre mine. Ok, so e ceva acolo așa, unde arde focul și ar trebui să mă duc să văd despre ce este vorba, dar înainte de asta vreau să explorez locul ăsta de... Bă, să-mi bat piciorul! Deci, eu când am două căi, mă duc întâi pe aia care e în fundătură și pe care pot să o explorez repede, da? Și apoi când mă duc pe aia, observ că nici aia nu e în fundătură. What the fuck is this? Ce Dumnezeu sunt astea? Oh, God! Sunt niște chestii moarte și un foc aici. Ok, deci sunt atât de confuz. Să explorez asta de cilea prima dată sau aia de acolo? Vreau să mă duc în zona închisă prima dată, ca să o explorez, ca să termin cu ea. Și nu știu dacă e... What the fuck is that? What the fuck is that? Dude!
Vine aici. Oh shit, vine aici, ok. Fă-te mic și stai cu minte. Te-ai ascuns și nu o să te vadă. Hello? What the fuck, dude? What the fuck? What the fuck? Am crezut că jocul ăsta e și el așa mai normal, dintr-o dată fucking troll gigantic de 10 metri care face sau așa, mă rog. Urcă înapoi pe chetre, urcă înapoi pe chetre. Dude, what the fuck? Știi ce? Vreau să plec de aici. Vreau să plec și să mă duc, uite, în direcția asta. Sunt sigur că e ceva interesant aici și că e în fundătură și că iau ceva și apoi... Hello? Domnule... Vreau zic că e licuriș, da? Uite, e o... E o lumânare. Sau, ce scrie aici, mă? Hurțvic și nu știu ce tăiat în direcția asta la altă. Sunt atât de confuz. Ar trebui să mă duc pe aici sau ar trebui să... Să merg în peștera aia. Da, aici clar nu e în fundătură, ce pot să spun. Aparent sunt două sate, mă rog, unul dintre ele este șters de pe... Oh, așa frumos. Îmi place că n-am menționat nimic de trollul ăla gigant. A stat acolo, l-a văzut, a plecat. Sau, cred că voi pune capăt acestui minunat episod aici și o să rămână la latitudinea voastră dacă vreți să intru să explorez peștera aia. Chiar dacă e trollul acolo, sunt foarte curios ce se poate întâmpla. Sau să merg în cealaltă direcție, în satele alea sau ce Dumnezeu ar vrea să fie chestiile de acolo. Mamă, mai e trollul pe aici? Oh shit, mai e. Deci, noi o să ne revedem data viitoare. Pa, pa!